Pentru că și-a depus candidatura la primăria municipiului Lupeni și va începe o campanie electorală pentru alegerile parțiale în acest oraș, Lucian Rezmeriță a fost suspendat din funcția pe care o ocupa, potrivit unei decizii a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în perioada 8 mai 2017-8 iunie 2017, se suspendă contractul de management educațional al domnului Lucian Marius Rezmeriță, director la Colegiul Național de Informatică Carmen Silva Petroșani, fără prelungirea ulterioară a contractului de management educațional în perioada menționată. În perioada respectivă, atribuțiile directorului vor fi preluate de doamna Draga Berger, director adjunct al Colegiului Carmen Silva. Lucian Rezmeriță a fost desemnat de organizația PSD Lupeni pentru a candida la funcția de primar, pe postul eliberat de fratele său, senatorul Cristian Rezmeriță. Apele Jiului au crescut în unele locuri cu mai puțin de jumătate de metru, dar precipitațiile prognozate nu vor provoca inundații în Valea Jiului. Cei care gestionează sistemul hidrotehnic al apelor din bazinul Jiului susțin că ploile nu au creat probleme și nici nu vor crea, chiar dacă mai sunt așteptate precipitații destul de abundente. Nu sunt prognozate inundații, o să avem precipitații inclusiv astăzi, în jur de 15-20 de litri pe metru pătrat. Și în zona montană înaltă s-ar putea să avem lapoviță. A plouat într-adevăr și în Valea Jiului. Vârful a fost sâmbătă noapte. Am avut undeva la 35 de litri pe metru pătrat pe defileu. A crescut nivelurile cu 30-40 de centimetri. Nu au fost probleme de inundații și, repet, nici nu o să avem în zilele următoare. Potrivit ultimelor atenționări, vor mai fi precipitații, dar maximele vor fi de 20 de litri pe metru pătrat și nu vor pune probleme. Institutul Național de Hidrologie a emis luni un cod galben, valabil în intervalul 8 mai 2017 ora 10 și 8 mai 2017 ora 18 și a precizat că se pot produce în continuare creșteri importante de debite și niveluri cu depășire ale cotelor de atenție în bazinul hidrografic al râului Hneajlov, dar și în județele Argeș, Dâmbovița, Telorman și Giurgiu. Dr. inginer Nicolae Vlasin și dr. inginer Maria Prodan sunt cercetătorii de la INSEMEX care s-au întors cu medalii de aur pentru invențiile lor de la Salonul de Inventică din Barcelona. Cercetările lor, rezultate în urma anilor de muncă în practică, acolo unde s-au lovit de situații concrete ce i-au determinat să ia atitudine, au creat tehnologii moderne, atât de necesare la Institutul din Petroșani, dar apreciate la nivel mondial, fiind considerate fundamentale în domeniul cercetării fenomenului de explozie. Am participat cu două brevete de invenții, respectiv un stand pentru cercetări imagistice ale exploziilor de gaze, invenție care a obținut premii de aur și un premiu special al organizației Technopol din Moscova, și de asemenea un brevet care reprezintă cercetări în vederea determinării limitelor de explozivitate ale gazelor inflamabile, care de asemenea a obținut o medalie de aur. Suntem extrem de mândri, de fericiți de rezultatele pe care le obținem în ultimul timp la aceste manifestări și în cursul zilei de astăzi vom convoca un consiliu științific lărgit pentru a-i omagia pe cei doi inventatori și a-i recompensa de asemenea și financiar corespunzător. Nu se opresc aici, iar cercetătorii din Petroșan pleacă în scurt timp să-și prezinte invențiile desprinse din practică la alte saloane de profil din lume. La sfârșitul lunii viitoare vom participa cu 10 brevete de invenții la Salonul Internațional de Inventică de la Iași, de unde sperăm de asemenea să obținem rezultate pe măsura cercetărilor noastre. De la începutul acestui an, în 4 luni de zile, cercetătorii de la INSEMEX au obținut numai puțin de 10 medalii de aur, iar acestea de la Barcelona se adaugă palmaresului. Distincțiile au fost acordate pentru diverse brevete de invenții în domeniul cercetării. Momârlanii și crescătorii de animale din zona orașului Petrila sunt așteptați la târgul de animale de pe Jieț. Acțiunea, una tradițională, va avea loc pe malul Jiețului, în apropiere de Lonea, acolo unde proprietarii de ovine, capre și cai sunt așteptați în această săptămână. Totul este amenajat și administrația spune că la târg sunt așteptați toți cei interesați de târgul cu animale și utilaje necesare în acest sector. În ședința din luna aprilie am stabilit să organizăm două târguri anuale de animale în orașul Petrila, în locația de la Jieț, unul în data de 10 mai și unul în data de 27 septembrie.
ne vom organiza acolo, sper să vină cât mai mulți fermieri cu animale, cu produse din zonă la acest târg și sper să devină o tradiție și un târg unde fermierii din orașul Petrila și nu numai, din toate zonele apropiate orașului sau din localitățile apropiate orașului Petrila, să-și poată valorifica produsele și animalele. Acțiunea începe în 10 mai la ora 7:30, iar cei care vor veni își vor putea cumpăra chiar produse oferite de producătorii ce și-au anunțat deja prezența. Ei vin din zona Deva, Hațeg și până la Uricani, cu produse tradiționale la prețul promoționale. Câțiva pasionați ai aventurilor montane vor să deschidă într-o lună în Câmpușel un camping la standarde europene, cu corturi montate pe platforme din lemn, cu băi proprii și utilități. Acțiunea de montare a taberei este pe final și organizatorii spun că așteaptă să realizeze ultimele finisaje, dar și vremea bună, pentru că de acolo sunt garantate câteva excursii în zone unice în lume. Va fi o tabără ultra sofisticată, să zicem așa, un resort la corturi, la limita Parcului Național Retezat, mai precis la observatorul din Câmpușel, unde în urma discuțiilor cu cei de la mediu, cu cei de la administrația parcului, care, după cum vă spuneam, au și intrat parteneri în acest proiect cu noi, vom începe realizarea acestui resort. Imediat ce vor ajunge în posesia noastră, ceea ce se cheamă epuratoarele, bazinele ecologice și toate cele care trebuiesc aduse și montate în zona de camp pentru a respecta tot ceea ce se cheamă legislație de mediu. Corturile sunt de ultimă generație și pentru pasionații de munte ridică la maxim standardele de campare. Sunt niște corturi englezești, sunt foarte mari, sunt 4 metri pe 4 metri, vor fi suspendate pe niște platforme pentru a nu afecta ceea ce se cheamă solul, vegetația, pentru că aceste corturi vor sta aproximativ 2 luni jumătate, 3 amplasate în această zonă. Tabăra va fi preponderentă pe activități axată pe activități ce se pot desfășura în mediul natural, respectiv orientare turistică, speologie, alpinism, noțiuni de supraviețuire, cât și diferite alte activități pur educative care vizează nu numai copiii, ci chiar și adulți. Tabăra se va deschide cel mai devreme pe 1 iunie, așa încât iubitorii muntelui să poată veni în Parcul Național Retezat la doar câțiva kilometri de Uricani, într-un peisaj de vis cu peșteri și locuri unice.